Hai să fie și pe Broadway un moment românesc care ar putea la fel de bine să fie italienesc, franțuzesc, american, Cătălin Botezatu. Am vrut să-mi spui pe unde ai mai prezentat colecția asta și, în general, pe unde ai mai prezentat mulți. Păi am prezentat chiar acum o lună și jumătate la tot la New York, la New York Haute Couture, apoi la Brooklyn Fashion Week, acum 3 zile la Chicago și, de ce nu, astăzi din nou la New York. Mai spune pe planetă, domnule, mi-a fost, știu eu, de Egipt, de Italia. Da, am fost primul creator care a avut permisiunea să facă o prezentare și shooting foto în Egipt, la Cairo. Am prezentat de asemenea în Indonezia, la săptămâna modei din Bali, la Sun City, la Paris, la Londra, Las Vegas, Moscova, nu este foarte mare, dar nu ne lăudăm acum. Ba da, că e omul de-al nostru, hai să ne lăudăm, că vrei să-l aplaudăm americanilor. Mie e Cătălin Botezatu, Romanian fashion designer, experience around the world, come here and see. Oricum, dacă n-au auzit până acum, nu sunt sigur că de acum vreau auzit de noi români în general, nu neapărat de Cătălin Botezatu, pentru că noi, în general, românii, suntem o națiune puternică, oameni valoroși și vom demonstra asta în timp. N-am avut timp până acum pentru că am trăit sub un regim auster, dar de acum încolo pregătiți, vă vom veni. Vergib uns unsere Schuld, wie auch
Veniți! Aici în America, sunteți musafirul meu, al nostru, al românilor. Astăzi e o zi extraordinară, o sărbătoare națională românească. Domnule Dezatu, deja noi mai toți am citit despre dumneavoastră. Ați făcut mare succes în domeniul artei, modei, artei, modei, în România. Se pare că ați depășit puțin granițele României. Haideți, spuneți ceva despre ziua de astăzi și despre producerea dumneavoastră aici pe Broadway. Mă simt onorat să fiu de ziua României în Statele Unite, mai ales că în ultimele luni am avut succes în Statele Unite. Mă refer la săptămâna modei de la New York, Haute Couture din New York, Brooklyn Fashion Week și acum câteva zile la Chicago. Și iată că mă aflu pe Broadway. Sunt mândru că facem parte din cele 5 țări care au permisiunea să închidă Broadway pentru o manifestare atât de mare. Sunt mândru că sunt român și sunt aici cu 3 colecții. Mai spuneți o dată, vă rog, dar din tot sufletul. Că sunt român? Sunt mândru că sunt român. Sunt foarte mândru, nu sunt mândru. Sunt foarte mândru pentru că tot ceea ce fac eu, mai ales atunci când merg peste hotare, o fac pentru a demonstra că în România sunt oameni extrem de potenți, extrem de buni în domeniul în care activează. Și pentru că trebuie să demonstrăm asta, trebuie să mergem peste tot în lume, să le spunem, am venit, de asta suntem aici. Oricum, mă bucur că atâta români au venit aici la această manifestare și sper să le fi încântat ochiul pentru câteva minute cu colecțiile mele. Acum să vă mulțumesc pentru cine atunci, acum în final 2 secunde, să vă spun ce s-a întâmplat cu acest interviu al dumneavoastră. Deci va ajunge peste 4 săptămâni, probabil, cel târziu, într-un grup de evenimente ale comunității românești, pentru că noi suntem o mică comunitate aici. Cu toate că dumneavoastră, reportajul dumneavoastră, sau evident, interviul dumneavoastră este deosebit, dar el va face însă parte dintr-un grup de evenimente care vor apare pe canalul 13 în limba americană. Deci, dacă se adresează oricum românilor, eu nu pot să răspund decât că îi iubesc, că îi ador și că vreau să le aduc aminte să nu uite niciodată că sunt români și să demonstreze că sunt buni. Vă mulțumim!